Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a dialogurilor Caiete Silvane Online. Astăzi cu jurnalistul Adrian Lungu. Bine ai venit la emisiunea noastră, să-i spunem așa. Bine v-am găsit. Chiar vă spuneam înainte de emisiune că am emoții pentru că este pentru prima oară în ultimii 20 de ani când sunt de cealaltă parte a baricadei. Dacă 20 de ani am pus eu întrebări și încă mai pun întrebări, acum sunt eu cel care trebuie să răspundă și sper să și reușesc. Mulțumesc pentru invitație. Să ne mai învestelim un pic, te întreb drept dacă ți-ai făcut plin. Da, nu știu să râdem sau să plângem. Nu, aseară nu mi-am făcut plinul, în schimb am fost azi dimineață la o stație de alimentare cu carburanți și erau patru mașini care așteptau la rând. Prețul la benzină era în jurul valorii de 8 lei, lumea era liniștită, obosite erau doamnele de la ghișeu cărora nu le venea să creadă ceea ce s-a întâmplat. A fost o noapte grea pentru dânsele, cu siguranță. Da, a fost o noapte grea. Aseară am ieșit la alergat cu un bun prieten de-a meu, Dan, pe care îl salut cu această ocazie și nu ne venea să credem că șirul de mașini era până dincolo de centru acasă din municipiul Zala, undeva la ieșire din oraș. Foarte multă lume. Panica, iată că a cauzat. Ești om de radio, ești corespondentul în salaj al Radio România Actualități. Lucrez cu informații. Cum e posibil așa ceva? Mi-e destul de greu să răspund. Nu știu pe cine să dau vina. Vedeam azi dimineață un reprezentant, un ales local, de altfel, care spunea că o parte de vină o poartă și presa, din care fac parte și eu. Și nu-l pot contrazice. Din păcate, o parte a presei a făcut și foarte mult rău, zic eu. O parte neautorizată a presei. Nu sunt eu în măsură să dau sfaturi din acest punct de vedere. Dar panica este cauzată, în primul rând, cred că și de rețele de socializare, În pentru primul rând, de sau în primul rând, am văzut că românii se pricep, noi românii ne pricepem la toate și la nimic. Au apărut experți pe Facebook, au apărut medici fără medicină pe Facebook. Dacă eu voi scrie în următoarele minute un anunț pe Facebook că din centrele comerciale, nu știu, o să dispară laptele, probabil că foarte mulți oameni vor merge și vor cumpăra lapte sau dacă dumneavoastră veți face asta. Este foarte ușor să inducem panică, iar informațiile false sunt mai prezente ca oricând și sunt crezute de foarte mulți oameni care nu sunt capabili să cearnă informația pe care o primesc din atâtea surse. sunt de acord că și presa are o parte din vină, și din prisma ceea ce spuneai. Nu sunt pregătiți pentru război, cu siguranță o să vorbim despre asta. Nu sunt pregătiți, deci mulți dintre colegii noștri, din păcate, să lupte împotriva propagandelor de tot felul, și în vremuri de război, din păcate, acestea se manifestă. Nemai vorbind că și ieri televiziunile, din păcate, serioase, au contribuit la, să spunem, această isterie în masă. E dorința asta, cred eu, de a atrage atenția, de a-i convinge pe oameni să acceseze acel conținut. Am pierdut foarte mult. Eu am intrat în presă acum 20 de ani, când lumea citea, cred că mult mai mult decât se citește acum, probabil. Cred că și multă lume mă întreba și îmi spunea că de fapt presa s-a degradat. Și eu tot timpul le spun că în opinia mea presa nu este acum decât oglinda societății, așa cum politica este în opinia mea exact oglinda societății actuale. E un cumul de factori aici. Oamenii nu mai văd foarte multe lucruri pe internet, văd foarte multe lucruri pe Facebook, aceste rețele de socializare care cred eu, au distrus foarte mult și în presă. Ne-au afectat aceste rețele de socializare extrem, extrem de mult. Am văzut că apar site-uri peste noapte, conturi false peste noapte care preiau informații, care le rostogolesc. Foarte mulți jurnaliști am văzut că nu mai fac muncă de teren, efectiv. Nu mai fac muncă de teren. Stau Asta este cert. și vânează subiecte pe Facebook. Bun, înțelegem, nu avem modalități de deplasare în județ. Înțelegem, presa trece și printr-o criză financiară gravă din punctul meu de vedere.
dar în momentul în care trebuie să ai toate instituțiile sau cele mai multe instituții concentrate în mijlocul orașului, particip la foarte multe ședințe la care, din păcate, sunt singur. Nu spun asta ca și o laudă, spun ca și o constatare. De multe ori mi este jenă, pentru că sunt singur la aceste evenimente. Și mulți colegi mă întreabă, oarecum de râdere, dar de ce te-ai dus? Pentru că oricum era un eveniment plictisitor. Pentru că acolo îi întâlnești pe directori de instituții. Acolo acei directori de instituții nu se mai pot spune că n-au timp, că nu sunt în birou. Acolo poți povesti cu ei, le poți adresa întrebări, mai poți pune niște întrebări, în afară de a prelua cele comunicate de presă și de a le rostogoli pe propriile canale de socializare. Dialogurile Caiete Silvane online, cum spuneam astăzi cu Adrian Lungu, are 41 de ani, s-a născut la Zalău, este căsătorit, doi copii, licențiat în jurnalism în 2004, în 2001 redactor la cotidianul magazin Sălăjan, din 2002 până în 2008 redactor și realizator de emisiuni la Radio Transilvania Zalău, 2008-2015 la ziarul Sălăjanul și la Sălăjanul TV, iar din 2015 este angajat prin concurs al Societății Române de Radiodifuziune pentru postul Radio România Actualități. De anul trecut este și colaborator al cotidianului magazin Sălăjan, este membru al Asociației Jurnaliștilor din Sălaj, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. A deschis la postul național de radio momentul marcării a 100 de ani de la realizarea Marii Uniri de la Alba Iulia, moment transmis de la fața locului. În 2017 a fost trimisul special al RRA la Forumul Economic Mondial din Polonia. În 2018 trimisul special al aceluiași post de radio la programul de cooperare Europa-Africa de la Bruxelles, participând la nenumărate evenimente naționale și internaționale în calitate de corespondent al Radio România Actualități, pasiuni, alergarea, cititul, radioul. Te-am invitat aici, unde încercăm să facem, sigur, o emisiune, să-i spunem așa, dintr-o perspectivă culturală și pentru că tu pe acest post de radio ai relatat despre sute de evenimente culturale în județul Sălaj și chiar aș putea spune că ești un promotor al județului Sălaj din perspectivă culturală. Sper să nu ajung să regret asta. Da, în primul rând, fără să laud pe mine, țin să vă mulțumesc și să mulțumesc Centrului Județean de Cultură, pentru că fără această instituție, practic, nu știu dacă aveam atâta materie primă pentru materialele mele de radio. Să nu uităm că este instituția care organizează și a organizat inclusiv în perioada de pandemie nenumărate evenimente culturale. Și nu știu, mie întotdeauna mi-a plăcut să mă laud cu județul meu, pentru că am văzut că de-a lungul timpului în Sălaj au venit colegi, lucrători de presă, hai să le spunem, unii dintre ei, care prezentau Sălajul doar într-o anumită formă. E adevărat, Sălajul este un județ mic, dar de cele mai multe ori plecau la centru doar informații negative, partea neagră a Sălajului. Și chestiunea asta m-a supărat. Și am pornit într-o căutare nebună de valori, de oameni simpli, de povești de viață, de necunoscut, totul din dorința de a arăta celorlalți și fața nevăzută a Sălajului. Și sunt bucuros pentru că am găsit-o. Avem valori, dar să știți că ele trebuie căutate. Nu le putem vedea, nu putem să vedem aceste valori din mașină. Trebuie să coborâm din mașină, să ne pierdem în sate, cele sate aproape pustii, pentru că bătrânii s-au dus unde vom merge și noi în cele din urmă, dar mai sunt oameni atât de frumoși, oameni de la care aflăm niște povești extraordinare. Am ajuns recent într-un cătun la Călin, sau Călin, nu știu cum e corect să-l pronunțăm, unde am descoperit niște oameni care chiar m-au impresionat. Un profesor, o tanti care fusese la viața dumneaei moașă pentru copii care s-au născut la marginea pădurii. Au trecut prin perioade de criză, de război și mi-a zis tanti Ana, nu știu dacă o să aibă posibilitatea să ne urmărească, mai mult ca sigur că nu, pentru că acolo nu prea ajunge internetul. Vă pruncule, te tă plângi că e rău și că e criză. Fă tu mie, asta nu-i fric și nu-i, aici nu-i criză. Criză e atunci când ai ce băga în gură și când boconcul ți rublă călcâi.
Am încercat oarecum să-i redau cuvintele doamne care m-au impresionat și m-au și sensibilizat de altfel. Și sunt mândru că și sălajul chiar are ce să arate, dar trebuie să căutăm toate aceste elemente pentru a le prezenta. În acele vremuri, iată că sunt lângă noi. La câțiva kilometri ai fost în vama de la Siget, ai relatat de acolo. Da. Spune-ne câteva cuvinte despre refugiați, despre atmosferă. Am văzut că sunt foarte multe păreri expuse în spațiu public. Eu vă spun doar ce am văzut eu în cele 6-7 ore cât am stat acolo. Am ajuns în jurul amiezii și am dat peste o forfotă extraordinară. Era foarte multă agitație în jurul meu. De o parte și alta a drumului erau niște corturi, foarte mulți voluntari. Mulți dintre ei erau recunoscuți pentru că purtau niște veste cu elemente de identificare, dar mulți erau oameni simpli care pur și simplu doreau să ofere sprijin celui sau celor care intră în România. Mi-au atras atenția mame cu copii în brațe care fugeau din calea războiului. Unele și-au lăsat mașinile la kilometri pentru că era un blocaj aproape de graniță, și-au luat pruncii și au venit, s-au apropiat de graniță pentru a fugi din calea bombelor. Am văzut mame nedormite, mame flămânde, mame cu copii înfometați, care nu mai mâncaseră, copii cu scutece neschimbate de o zi. O situație, din punctul meu de vedere, extrem de tristă. Acei oameni intrau la noi, am văzut polițiști care veneau cu copii în brațe, cu cărucioare în brațe, cu geamantane, cu rucsac și așa mai departe, și toată lumea încerca să-i ajute. Ceea ce mi-a atras mie atenția era faptul că cei mai mulți refugiați nu voiau să rămână în țară. Cei mai mulți voiau să plece în Cehia, în Austria, în Italia, în Spania, în Franța. Și erau două chestiuni. Multora le era teamă să rămână în România, pe care o considerau o țară nesigură din punct de vedere militar și se temeau ca acel conflict să nu ajungă, să nu se extindă și să ajungă și la noi. Iar alții pur și simplu pentru că voiau să plece pentru că aveau prieteni, aveau rudenii în alte state. Și cei mai mulți aveau nevoie de transport, să ajungă la aeroportul din Cluj, să ajungă în București, să ajungă la granița cu Ungaria. Dar am întâlnit și persoane care, într-adevăr, voiau să rămână pentru că nu aveau unde să plece. Și am văzut atâta mobilizare, oameni de bună credință. Știți că se spune, s-a făcut o imagine de asta pe seama bisericii, că biserica nu ajută. Și eu nu sunt un tip, nu mă duc foarte des la biserică. Dar, în schimb, am văzut acolo mulți preoți care ajutau foarte mult. Și asta m-a impresionat. Am primit o lecție acolo, eu nemai fiind într-o asemenea postază de a vedea oameni atât de speriați. Acolo am întâlnit și o zălăoancă, Iulia, nu mai știu ce alt nume, ucraineană stabilită aici de câțiva ani, care efectiv plângea pentru că prietenii săi din copilărie, cu care copilărise în fața blocului, erau acolo, în fața bombelor. Iar unii muriseră, loviți de gloanțele rușilor. Și femeia plângea, era cu niște cartele de telefon în mână, veneau femei de dincolo, cărora le schimba cartelele în telefon pentru a putea vorbi. Și nu venea să creadă că se întâmplă o asemenea nebunie, sau nu știu cum să o numim, în 2022, când vorbim de civilizație, de înțelegere, de toleranță, da? Nu venea să creadă că se întâmplă. Nici mie nu vine să cred nici acum că trăim asemenea vremuri. Oare această dărnicie, această îngrijorare a oamenilor, această implicare a românilor în ajutorul refugiaților ucraineni se va transforma și în eroism pe front, dacă Doamne ferește, va veni și la noi războiul adevărat? Mi-a spus o întrebare foarte grea. Nu știu dacă sunt în măsură să vă răspund la întrebarea asta. Din semnalele mele, puținele mele semnale în care am încredere, este că foarte mulți români și-au pierdut acest spirit civic și dorința de a lupta pentru țară, dezamăgiți fiind de ceea ce se întâmplă în perioada actuală. Sper că nu vorbesc prostii. Repet, spuneam... Nu, e regulă, așa este. N-am văzut oameni care să
care să-mi spună că, da, domnule, eu rămân, sunt în stare să pun mâna pe armă și să-mi apăr țara, nu prea mai văd. Sau cel puțin nu simt acest spirit civic, care ne lipsește. Mi-aș dori să fie acel simț civic prezent. E România așa cum este ea, bună, rea, este țara noastră. Aici ne-am născut, aici trăim, aici ne creștem copiii și aici probabil vom muri. Cred că am ajuns să ne plângem poate puțin ca mult din punctul meu de vedere. Apropo de ceea ce s-a întâmplat aseară cu benzina, cred că ne preocupă lucruri care sunt prea puțin importante. E adevărat, dacă ne uităm ce se întâmplă politică, eu nu mă pricep la politică și prin urmare, în zonele pe care nu le stăpânesc, evit să vorbesc despre ele. Dar uitați-vă ce personaje există în politică. Oameni care se duc în tribuna Parlamentului și iau de gât colegii din alte partide. Acel om este încă liber. Doamne Dumnezeule, ce facem? Acestea sunt exemplele pe care le văd copiii mei, pe care le văd copiii dumneavoastră. Nu vreau să, nici n-am să pomenesc numele nimănui. Nu știu, chiar nu știu ce se întâmplă. Mi-aș dori ca politicienii care ne reprezintă să fie oameni învățați, exemple. Pentru că îmi doresc ca primarul, prefectul, președintele să fie un exemplu pentru mine, să am ce să învăț de la acel politician. Da, trăim o situație, mai să spunem, foarte ciudată, adică chiar nu mai avem încredere în nimeni, nici în autorități, nici în politicieni, cum vor fi ei. Unii mai bandiți, să zicem așa, dar nu mai avem încredere în nicio autoritate și avem încredere într-o simplă postare pe Facebook? Iar mi-a spus o întrebare foarte grea. Da, cred că oamenii nu mai au încredere în politică, dar au din păcate încredere în ceea ce spune Ionescu, Lungu, Popescu pe Facebook. Ca dovadă, revin la ceea ce s-a întâmplat aseară, cred că se împlinesc 2 ani de când a fost povestea cu hârtia igienică, cu făina și cu drojdia, dacă vă aduceți aminte. Atunci m-a sunat un bun prieten, un soldat specializat pe probleme de supraviețuire, care îmi spunea în glumă, sper că nu ți-ai cumpărat făină și drojdie, că vin și te bat. Evident glumea. Și l-am întrebat, dar te rog explică-mi, dacă tot te pregătești pentru o situație de urgență, nu-ți cumperi făină și drojdie, pentru că o situație de urgență impune clar și lipsa energiei electrice, a focului. Ce faci cu făina? Ce faci cu drojdia? Dacă tu te simți bine mental să-ți faci tu acolo o rezervă, tu ne cumpărăți conserve care-ți valabile pentru 2-3 ani, să ai ce să mănânci. Nimeni n-a înțeles ceea ce s-a întâmplat, după care am ajuns să nu știu, să aruncăm făină sau Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu făina aceea. Bun, dar vezi ce spui și tu și pe linia asta, ca să folosesc limbajul ăsta de lemn, și pe linia asta a pregătirii populației, nici o media în ultimii 2, 3, 10, 30 de ani nu a făcut absolut nimic. E adevărat. Rolul presei, sau cel puțin asta am învățat, dacă vă aduceți aminte, sunteți unul dintre cei care m-au crescut în presă. Sper să nu regretați acest aspect. Știu că unul din rolurile presei este de a educa, nu de a dezinforma. Ce înseamnă a educa? Înseamnă a construi, de a promova cultura. Mi-a plăcut tare mult ce a spus în ultima conferință pe care a susținut-o în calitate de manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălea, spunând că acolo unde nu există cultură, există boală și că, de fapt, e clar, acolo unde nu există cultură și învățământ, se nasc moștri. Iar presa trebuie să lupte cu chestiunea asta, trebuie să promoveze cultura, dar vor veni colegii și ne vor spune, domnule, nu putem face asta atâta vreme când noi murim de foame, cât presa moare de foame. E un subiect, nu mă pricep la afaceri, nu mă pricep la management și atunci aș prefera să nu intru într-o zonă pe care nu o stăpânesc. E clar că presa trece printr-o criză sau o parte a presei, printr-o criză de identitate, ne confruntăm și cu o deprofesionalizare cumplită din punctul meu de vedere. Eu spun, eu personal, că mai am extrem de mult de învățat în acest domeniu de activitate, dar sunt alții care se credă, cum să vă spun eu, extrem de talentați, de buni. Văd oameni cu un trecut dubios care dau lecții de morală. Și asta este trist. Asta este trist, pentru că acceptăm, nu știu încotro vom ajunge și ce se va întâmpla acum.
Păi acum să vedem dacă vom scăpa repede de consecințele războiului din Ucraina. Nu cred că vom scăpa repede. Și dacă pe acest fond, care zic eu este extrem de grav, vom reuși să reconstruim România, cei care vor rămâne pe aici sau cei care vor scăpa. Auzeam ieri discuții într-un grup de pensionari, de oameni în vârstă, pe unii chiar îi cunosc, despre posibilitatea de a pleca din țară, fiindu-le efectiv teamă. Spuneau că am văzut la televizor. Probabil că și acest bombardament mediatic, inevitabil, pe de altă parte trebuie să anunțăm ce se întâmplă. Nu putem să stăm deoparte și să vă spun ce frumos e să batem pe picior în condițiile în care războiul ne bate la ușă. Dar cred că ar trebui să fim puțin mai cumpătați și să cernem puțin lucrurile pe care le prezentăm publicului, pentru că am văzut că publicul, dacă îi dai ceva acum la televizor, nu știu, la radio, în mediul online, s-ar putea să o ia de bună. Cred că masele, și am și spus asta deja, sunt cel mai ușor de manipulat în această perioadă. Oamenii sunt extrem de manevrabili, nu vine să cred. Oameni de care pretenția mulți dintre ei cu studii, cu cad foarte ușor în plasa dezinformării. Doamne Dumnezeule, am văzut discuțiile vis-a-vis de vaccinare, de pandemie. Medicii au ajuns să fie combătuți de oameni simpli care nu au pus mâna în viața lor pe o injecție, pe un nac. Din păcate și unii medici au contribuit la... Așa este. Așa este, nu vă contrazic. Dar cred că ne pricepem la prea multe. Și ar fi bine să ne pricepem la puțin, dar la lucrurile puține la care ne pricepem, chiar să le stăpânim. Am încercat și eu cât am putut să conving pe unii și pe alții să fie atenți la ce iau din oferta media și mi-a plăcut un punct de vedere a unei doamne. Bun, dar unde vreți să mă uit? Eu mă uit la televizor și dacă mă uit la televizor, unde să mă mai uit dacă acolo spune un lucru sau altul? Am încercat să-i spun să mai vadă și o altă sursă sau chiar o a treia sursă și să compare dacă ceea ce se emite pe un post sau altul este adevărat. Acest exercițiu nu l-au mulți și din păcate au rămas cumva captivi pe un anume post de televiziune sau pe un anume post de radio. Cred că va fi foarte, foarte greu și dacă, Doamne ferește, se va porni la noi un război. Am să vă dau un exemplu care mi-a rămas întipărit în minte. În urmă cu 2 sau 3 săptămâni eram de serviciu un weekend la magazin Selejan și primisem un comunicat de la pompieri, de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, un comunicat care anunța producerea unui accident rutier undeva în zona Herecleană. Și evident că fusese atașată și o fotografie cu acel accident, nimic grav, o mașină răsturnată. Și am pus un titlu ceva de genul accident la Herecleană, nu mai știu exact, că nu-mi plac genul ăsta de știri. Și am atașat fotografia, dar din păcate textul, nu știu ce am făcut, textul nu s-a atașat pe site. Vreau să vă spun că în câteva ore acel titlu și acea fotografie, fără text, fără nimic în text, a adunat, nu știu, chiar nu mai știu exact, oricum peste 1000 de accesări. Atunci mi-am pus o întrebare. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ceva, undeva, nu știu, greșim noi ca jurnaliști? Ce facem? Simt că e o degradare și de o parte și de alta a baricadei. Și nu-mi dau seama... Ce am putea face? Problema există. Nu știu cum să o înlăturăm. Nu-mi dau seama. De exemplu, s-ar putea face ceva. O lege a presei care nu există. De acord. De acord. Speram să pomeniți chestiunea asta. Eu sunt de acord cu ea. Reglementarea spațiului online, care nici astăzi. Sunt o grămadă de postaj, de troller, de lor, ziceți-le cum vreți, care își fac în voie și nimeni nu întreabă de sănătate. S-au închis vreo 5 site-uri, nici pe care nu știu dacă s-au închis în perioada asta. A fost ceva, cred că ceva tentative. Da. Dar în spațiu online postacii își văd
de așa lucrăturile lor. Sigur că mulți ar spune, pun domnule, de ne întoarcem la cenzură. Nu, domnule, nu ne întoarcem la cenzură. Da? De să ne întoarcem la reguli pe care să le știe toată lumea și reguli care să fie aplicate și în spațiu online. Pentru că altfel, Doamne ferește, și în caz de război, soluția va fi închiderea a tot ce înseamnă media. Pentru că altfel va fi un război și mai cumplit decât se arată. Am auzit mai multe discuții despre o posibilă lege a presei și să știți că prea puțini sunt de acord cu această lege a presei, inclusiv din partea patronatelor de presă. Am văzut aceste semnale și evident s-au sărit toți cu gura mare cât toate zilele, acuzând că ar fi vorba de o tentativă de cenzură. Într-adevăr, nu este nevoie de o reglementare, așa cum conținutul radio, conținutul TV este reglementat de CNA sau ar trebui să fie reglementat de CNA. Cred că și conținutul online trebuie supus unor reguli foarte clare, pentru că eu în secunda a doua îmi fac un cont de Facebook fals și mă iau de dumneavoastră și vă terfelesc, da? Vă garantez că există șanse mari să nu mă poată prinde nimeni. Cu toată tehnologia asta, mă dă. Și asta este inadmisibil. Acest anonimat care văd că prinde curaj, inclusiv în sălaj, comentarii, dumne, sub protecția anonimatului, toată lumea este curajoasă. Nimeni nu-și asumă nimic. Sau tot mai puțin sunt cei care își asumă niște lucruri. Și asta este supărător. Asta am început să o văd și printre anumiți lideri de instituții, directori de instituții, chiar și aici în sălaj. Și este trist. E nevoie de reglementarea conținutului online. Pe de altă parte, cred cu tărie în rolul unor asociații profesionale, așa cum este cea pe care o coordona și dumneavoastră și din care fac și eu parte, Asociația Jurnaliștilor din județul Sălaj, pentru că asemenea asociații profesionale ar trebui să... Evident, asta nu se poate face decât cu proprii membri. Ar trebui să semnaleze derapaje. Chiar și eu greșesc de foarte multe ori, vă rog să mă credeți. Greșesc de foarte multe ori, doar că eu îmi recunosc greșelile și încerc să nu le mai fac. Sau încerc să le îndrept. Deși uneori, credeți-mă că este imposibil să îndrept o greșeală. Și nu neapărat că ai făcut-o intenționat. Suntem oameni, e stresant, sună telefoanele. Dar pentru asta este nevoie de o lege a presei și este nevoie de un rol extrem de important și de bine definit din partea asociațiilor profesionale. Într-o vreme am crezut și eu în autoreglementare. Au fost și pe la noi diversi lideri de asociații bucureștene, că ei au fost mai vocali în această chestiune și sunt și astăzi, din păcate, că nu trebuie să avem o lege a presei, ci presa să se autoreglementeze, dar am văzut că asta de nu ține. Și eu susțin și pe această cale că este nevoie de o lege făcută cu cap care să ajute atât jurnaliștii cât și patronii, dar și publicul. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, mă gândeam, nu știu, anul trecut sau când s-a întâmplat, când a ieșit Papa și i-a îndemnat pe jurnaliști, domnule, mai ieșiți și mai faceți niște muncă de teren, să vedeți ce se întâmplă, scrieți după ce vedeți chestiunea asta. Și oarecum m-am simțit așa, nu știu, chiar nu știu. Foarte mulți spun că am ajuns în situația asta pe fondul problemelor financiare cu care se confruntă presa. Și într-adevăr presa se confruntă cu probleme financiare. Uitați-vă la prețul hârtiei. Am înțeles că hârtia asta scumpit foarte mult. Nu știu, mai există cititor de presă scrisă? Mai există. Mi-aș dori, nu știu, mi-aduc aminte de anii 2000 când vedeam oamenii cu ziarele în mână. Am văzut în străinătate, apropo în străinătate, am văzut în Belgia, cititor de... Acolo se citește, presă tipărită, oameni cu ziarul în mână. Și mi-e ciudă că la noi nu văd, sau probabil că îmi scapă mie ceva. Nu știu ce am putea face din acest punct de vedere. Chiar nu pot să... Adrian Lungu, ești într-un fel o vedetă a sălajului. Cum te simți în postura asta? Că bănuiesc că ai aprecieri, te sună lumea, te laudă, te felicită. Sunt un om cu foarte mult bun simț și nu sunt o vedetă, vă contrazic. Sunt un om... nu mă laudă toată lumea, să știți. Sunt unii care mă și atacă. Chiar cineva m-a jignit
zilele trecute și îmi spunea că ce naiba fac de tot promovez sălajul ăsta. Și s-ar putea că am stat și m-am gândit și s-ar putea ca persoana respectivă chiar să aibă dreptate. În ce sens? Sunt foarte multe derapaje și în sălaj. Mi-e ciudă, spre exemplu, că nu avem un turism. Adică a trebuit să veniți noastră, nu vă spun ca și o laudă, că nu suntem nici într-o relație de subordonat, ca să zic așa. A trebuit să veniți noastră la centru de cultură ca să promovați un traseu turistic al caselor vechi, al caselor tradiționale. Avem aceste centre turistice, nu știu, prin comune, nu știu dacă sunt peste tot. Centrele astea nu produc aproape nimic. Am dovezi în acest sens. A fost construit cu bani europeni și nu fac aproape nimic. Cred că, de fapt, nici nu fac aproape nimic. Și m-am săturat să existe zone în care nimeni nu produce nimic. Iar să știți că pandemia a fost pentru unii perdeaua perfectă pentru a nu face nimic la nivel instituțional. A fost o scuză aproape perfectă. Exact. Și am început să mă satur, am început să intre pe primari. Sunt foarte supărat pe unii primari care nu contenesc să se laude că vor depune proiecte prin PNRR, prin Angel Salini. Tu ne-am ajuns să ne lăudăm că vom depune proiecte? Asta se întâmplă. Păi care e rolul primarului? Nu asta e rolul primarului, să conceapă proiecte, să dezvolte comunitatea. Este inimaginabil. În momentul în care primarul ajunge să se laude că va depune, nu că a depus, nu că a câștigat finanțare, nu că a finalizat lucrările, că va depune. Voi depune prin Angel Salini. Da, am văzut inclusiv. Este incredibil. Fotografii cu unii primari care au, cred că de la vreo registratură a unui minister. Poate că greșesc eu și îmi cer scuze, poate că am îmbătrânit eu și nu înțeleg. Sau poate că nu am capacitatea intelectuală de a înțelege. Revenind la ceea ce spuneați, nu sunt o vedetă, nu mă consider o vedetă, am învățat ceva în viața asta și e foarte important să fii om între oameni sau să încerci să fii oameni între oameni, să vorbești și cu cel care e sus și cu cel care e jos. Și am înțeles un lucru. Dacă azi ești aici, nu mâine, în secunda a doua, poți fi la capătul lanțului trofic, acolo jos, uitat. Și cred că asta mă ține, plus alergările mele în ocurne pe Meseș, alături de bunii mei prieteni, Dante Reșiu și Cristi Nechita, pe care îi salut. Mi-e dor de radio și mie. Aș face oricând rotisorul politic. Vă înțeleg. Dar n-am unde să-l facă, nu mai există niciun post de radio în salaj. Mă gândeam la un moment dat să fac așa, cum le spune acum, podcasturi, dar nu știu dacă... Vă susțin în povestea asta. E o idee foarte bună. Inclusiv cu ce faceți aici este o idee foarte bună. Cum vezi treaba asta? Niciun post de radio local. Adică există, dar nu sunt posturi locale, să le zicem așa. Aș începe prin a vă spune că în Zalău și în Sălaj sunt oameni de radio foarte buni. Să știu că există. Există câteva nume, n-aș vrea nici să le spun, s-ar putea să-i uit pe unii dintre ei. Manuela Dascul, un om de la care am învățat extrem, extrem de multe lucruri și cred că este unul dintre oamenii care stă la baza formării mele ca om de radio. Ștefi Maroșan, Mihaela German, Pişti Senchirai, sunt mulți. Cristina Mușat, foarte mulți foști oameni de radio de la care eu am învățat, Cipri Ciupe, extraordinar, niște oameni talentați de care mi-e dor, de care mi-e dor. Dar e trist că Sălajul a rămas fără niciun post de radio. La un moment dat știu că au fost discuții, unii dintre foștii oameni de radio s-au întâlnit la un moment dat și au luat în calcul posibilitatea de a deschide un post local. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Chiar cred că ar fi nevoie de un post de radio în municipiul Zalău. Eu cred că ar fi voluntari. Acești oameni, eu sunt convins că sunt îndrăgostiți și acum de radio și ar face-o aproape voluntar. Dar trebuie să fie cineva cu inițiativă. Desigur, gândul nu cred că e îndreptat acum într-o asemenea direcție, având în vedere că războiul e undeva aproape. Chiar am fost zile trecute în Șomcuta Mare la centru regional pentru refugiați și multor oameni de acolo efectiv le este teamă de război.
Este teamă, Dumnezeu, războiul la câțiva kilometri noi. Mi-e teamă și mie ca om, ca tată, ca părinte. Cred că, nu știu dacă este un om care nu este teamă de război. Și nu credeam că vom trăi asemenea vremuri. Aproape de finalul emisiunii noastre, dacă tu crezi că ar mai trebui să spui ceva, dacă am uitat ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nici nu știu ce să le spun oamenilor în asemenea vremuri, să fie calm. Cine poate fi calm într-o astfel de situație? M-aș bucura să fim puțin mai uniți, să fim puțin mai buni, să fim puțin mai atenți, să cernem puțin informațiile atât de prezente în spațiu public, să nu mai dăm năvală, să nu mai... Să-i lăsăm pe, nu știu, pe profesioniști, să ascultăm, să încercăm să găsim surse sigure de informare. Pentru că altfel vom ajunge la un haos, vom ajunge ca panica să ducă la isterie, iar când apare isteria, este foarte trist. Îmi doresc să se termine războiul, îmi doresc ca societatea aceasta să fie una educată, îmi doresc un sistem de învățământ sănătos, îmi doresc copii care să învețe, pentru că acolo unde există educație și există cultură, există și o societate valoroasă, bazată pe valori, pe stâlpi valoroși. Asta îmi doresc. Cu simplitatea mea, eu mă consider un om extrem de simplu și cred că mai am foarte multe de învățat și probabil că voi învăța până când voi muri. Cine spune că le-a învățat pe toate, cred că greșește. Mulțumesc, Adrian Lungu, pentru prezența la o nouă ediție a dialogurilor Caiete Silvane Online. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. La revedere!